Oare a murit șormel, e bine, nu. Nici mimul cu șaormel, pentru că deja este mimul anului pe canal, că n-a primul, an, primul mim în acest an pe canal. V-am zăpăcit eu anul trecut cu Ricardo, cu Corholio, cu Apple Fresh, dar anul ăsta a început tare cu șaormel. Uh, da, Ormel n-a mai dat niciun semn de viață, zic, în această bătălie, în această simulare de World War 3. Pentru că am aflat planul șaormel. El avea impresia că, că reporturile acelea, vreo 200 și ceva de reporturi, cred, sau câte mi-a dat, vor fi suficiente ca să îmi dea mie strike și să mă potolesc. Că el avea de gând să-mi dea strike să-mi închidă canalul, dar ghiciți ce. YouTube a spus, coaie, clipurile sunt foarte bune, n-au încălcat cu nimic regulile, spor l-a făcut vizionări. Și o chestie pe care sunt sigur că nu mai o să o mai facă vreodată este că, nu mai are când să mai dea, indiferent ce clipuri aș mai face, nu o să mai dea report Pentru că n-ai voie să dai, să abuzezi de funcția de report că te belește YouTube-ul Că-i să de cap cu reporturi cu astea No, așa că hai să-l vedem dacă o să mai be tu pe o să fac să dea report Bine, nu o să încep să abuzez cum am făcut mimo cu look at this dude Dacă nu l-ați văzut vă pe Discord, am făcut eu cu sound efectul ăla cu Brr, look at this dude Nu, say no, 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 no voi, i-am făcut eu ceva de genul o să-l vedeți pe Discord, vă aștept acolo, că și așa ați venit o grămadă. Și subscriber noi, probabil și spion de la el. Și drept, n-am văzut pe niciunul să facă scandal pe server. Dar ați venit de ăștia, tot așa, mi-ați scris și în comentarii, și pe Discord, și peste tot, și pe Instagram. Bă, a m-a trimis și Orbel să-ți dau report, dar e super tare, ți-am dat subscribe. No, acești spioni pe care îi numește el, dar de fapt sunt trădătorii lui Orbel. mi-au și spus că ăsta pregătea într-o zi să-mi dea, cum se cheamă, un spam, un atac ceva pe server la bine, Chestia că nu s-a întâmplat pentru că am și, am și de antibot și într-adevăr nu l-am văzut să intre pe server. Că am acolo cine intră și nu intră, cine intră și iese pe server. N-am văzut să intre așa deodată cât zice el. Dacă mai găsesc screenshot-ul ăla vi-l arăt. Dacă îl mai găsesc, dacă nu, a e. Gustul victoriei. No. Ce să mai zic cu șormel? Ați văzut că n-am mai pus nimic, nici pe o comunitate, nici așa. Nici măcar spam de mesaje nu mi-a mai făcut pe privat. Că ați văzut și în turele trecute. Tot așa. Umplea frigiderul două ecrane de jigniri Îmi dădea bloc ca să nu pot să-i răspund. Pe ăsta. Pe, pe Discord la fel. N-a mai făcut nimic. De ce? Pentru că planul lui s-a dus pe pule. Și anume planul său cu strike -urile. Așa că el și cu Ciucurel au luat un bot. Și acum... Sunt sigur că el se uită la chestia asta, Bă, dar sunt așa can și așa de fericie, nu știu, m-am trezit bine dispus. Uh, hmm, un mesaj așa, ce o să se întâmple cu sezonul acesta, că tot câte episoade o să aibă sezonul acesta în Shaormel, din aventurile lui Shormel. E bine, nu știu câte. De dragul vostru, al celor cărora le plac mimurile alea, cum am făcut cu Tom și Jerry și cu Call of Duty, o să mai fac pentru voi, că până la urmă, da, în semn de am văzut că v-a plăcut ideea asta și am zis, bă, hai să nu vă zăpăcesc cu podcastul, să mai fac și ceva editat, să-mi folosesc abilitățile mele de editare. Și chiar m-a tot zăpăcit și pe live bă, când mai pui episod de ormel, bă, când mai... Hai mă cu sezonul 2 din aventurile lui Shaormel. Cred că asta este o serie zilnică. Deci, anul ăsta am avut o serie zilnică pe canal, măcar atât. Uh, ar fi o idee... Dar i-am zis, dar n-a vrut atunci când i-am zis. Și nici nu mai am chef. El s-a făcut că nu mă aude, acum mă fac și că nu-l aud. Când i-am zis, hai mă pe Discord și dăm cărțile pe față. Și n-a vrut. A, ah, da. După ce am făcut clipul ăla cu Tom și Jerry, l-ați văzut voi, care și mie mi s-a părut super tare. Am stat nici, să-l fac, nu știam ce repli să pun pe acolo, Taie da, și super bine. Uh, a făcut ăsta live, pe la, nu știu, destul de târziu ce drept. Fără facecam, fără voce, fără nimic. Și doar mai scria comentarii acolo. De ce oare? Ori îl bătea măsa, ori că nu voia să fie întrebat de chestia asta, cine știe. După aia, după câteva zile, aseară parcă am mai făcut un live. Cu facecam, cu voce și mă șcam PUBG cu cineva și mi-a zis, bă, vezi, bă, că așa, vezi că e și live. Nu, și? Hai mă, îl întreb. Ce mai face tracturaș? Hai mă, întreabă Ce mai face tracturaș? Scrie asta. Așteaptă un pic. Îi răspund niște moderatori câțiva moderatori, parcă vorbeam cu asta pe voice atunci. noi i-am cerut scris și atunci nici n-am intrat pe live la el. Uh, eram prea ocupat în meciul de PUBG și Eu au zis la o moderatorii Bă, fără subiecte de genul, fără chestii de genul aici. El care era, omul să închid canalul. Asta aici au moderatorii, fără subiecte de genul. Mai scrie o dată. Răspunde și Orbel. Bă, te rog, fără subiecte de genul, nu-i nevoie de așa ceva aici, noi nu căutăm chestii de genul, Tocmai el care, după ce a văzut, probabil că a văzut că m-a promovat în prostie și într-adevăr, eu mi-am făcut treaba. Nu prea ar avea rost să o mai lungesc, dar de dragul vostru vă mai fac mimuri cu el. Gen ăla, Call of Duty, ăla cu Call of Duty sau ăla cu Tom și Jerry, pentru că am văzut că v-au plăcut foarte mult. De dragul vostru, dacă vreți să mai fac. Așa podcasturi o să rămân fără de la un moment dat. Deși e imprevizibil acest uh, personaj. Bă, foarte civilizat am fost în episodul ăsta. Deci eu, un episod de iau la pulă, un episod, sunt foarte civilizat. Nu știu, am diferite stări, o fi bipolar, am polul nord și polul sud. <gântu -i> no, deci în concluzie ce s-a întâmplat. Deci, hai că vă zic tot rezumatul. Am să A încercat să-mi dea străicul și n-a reușit, i-a murit tot maul, nu mai are niciun pic de vlagă. Și acum, na, încearcă să uite. Să mă ignoare, deși să mă ignore, deși n-are <gângări> cum. Chiar, așa zis și spion, care de fapt sunt trădătorii lui, gen subscriber de la el care s-a abonat la mine și au venit pe server la mine de Discord și erau și la el pe server, chiar mi-au zis, bă, vezi că vreau asta să-ți facă spam pe server, bă, vezi că ce dracu mai vă. Zice, pardon, vene făcea, nu că ignor, nu știu ce, deși cum am postat ceva, Imediat acționa, punea pe o comunitate. tați spam de reporturi, spam de dislike-uri. Și într-adevăr, mai am o leacă like de hate pe canal, dar foarte puțin. Unul, două comentarii la fiecare clip sau live. Dar chiar mi se rupe, adică pot spune că am ieșit pe plus. Acel video a făcut o grămadă de vizionări, monetizare, că nu mi-am luat copyright, dar n-am vrut eu să fac 10 minute că n avea rost. Am dezactivat eu monetizarea la alea cu, la ala cu Tom și Jerry și cu Call of Duty pentru că, da, am băgat cu copyright și am zis, dezactivez monetizarea și așa îmi dădea copyright. No, măcar așa, ăsta nu mi-a dat niciun strike, niciun age restrict, nicio demonetizare la că l-am luat la, șto, la mișto. Și pot spune că după, această, după acest sezon, după primul sezon, am ieșit deja victorios. Dar sezonul 2 e las așa în cinstea voastră că vă place. Gustul victoriei. Cum am zis, de dragul vostru, pentru că vă place acest gen de content. Nu mă refer să le iau pe ăsta, să iau copiii la pulă. Asta s-o s-a cam pedofil. Mă refer la uh, editurile alea. O să vă mai fac. Găsesc mimuri destule, că urmăresc destule mimuri de ani de zile. O să mai fac edituri de alea, de dragul vostru, că știu că vă plac. Și în caz că și urmă, o să mai acționeze, deși nu prea mai are cu ce. Și-a folosit toate armele și toate gloanțele. În caz că mai face ceva, o să orbeze cât un episod, cât așa. Îi transmite mesajul. Că na, dacă el nu vrea să ne asculte în mod direct, o să ne asculte în mod indirect. Și din nou, să nu se înțeleagă greșit, nu vreau să-i face hate Nu vreau să-i dați dislike. Voi uitați, nu vă uitați, la ele e treaba voastră. Faceți ce vreți, dacă vreți să... Îi faceți ei, faci, dar eu nu vă îndemn nimic. Nici să vă uitați, nici să nu vă uitați, sunteți liberi. Chiar dacă voi fi o comunist, sunt foarte democratic. Steți liberi să faceți ce vreți voi. Nu sunt ca el să vă dau ordine și să fac o grămadă de propagandă. No, cam acesta a fost episodul 3 din sezonul 2 din Aventurile lui Vedem ce mai urmează. Mimuri o să mai fac. Și cam atât. Hai. Ciao, les.